O trecere de revistă. Andreea, ce ai primit până acum de mărțișor? Bună dimineața! Am primit o brățară și bomboane, multă ciocolată. O brățară sau un șnur? Un șnur, mă rog. A, deci ai primit un șnur. Da, da. De la cine? De la Răzvan. Aaaa, bine, nu trebuie. Și eu. Toate au primit și urmează să mai primească, le-am în spate acolo, așa fac de ani de zile. Strici piața! E adevărat, nu te ajută nici fața. Strici piața. Sunt vesturile tale. Nu știu, frate, am fost la antrenament în pădure tot weekendul, v-am adus în pădure, ciuciu mătrișor. Nu se găsesc. Nu? Pe vremuri mai aduceam câte o brândușă, mă, dar n-ai voie să o rupi, așa că o aduceam în poză. Înțeles. Una e și ghiocei sunt tot protejați de... Da? De unde n-ai bani ghiocei pe vremea asta? De unde? De vis-a-vis de mega la noi acolo, da. De 5 lei îți dă așa un snop. Da, mă, dar nu fac cadou ieftin. Deci, un jur, altceva din bloc sau la benzinărie sau... Nu, am mai primit flori și mărțișori de la tata. Tata, dar cum l-a trimis tata de la Alexandria? Păi a venit vineri special. Bun, lasă-mă! Și tata strică piață. După cum ai văzut, dar nu sunt mulți bărbați în viață. Ei. Răzvan, tata, Doamne ajută. Măcar cu unul dintre ei să joci tenis. Flavia, care de dimineață alerga cam ca în filmarea de vineri, dar fără ciocolată și sutien prin cabină, bănuiesc că a primit foarte multe lucruri în weekend. Am primit flori, asta am primit, dar de la Vlăduț am primit amândouă, de fapt toate am primit ciocolată, de la Oprișan la fel, de la Michi la fel, numai de la tine am primit nimic. Deci eu am fost un finuț, am dat un șnuruleț. Ăștia vagabozii, Vlăduț, Oprișan și cu Michi, văzându-le costelive, le-au dat niște ciocolată. Unii capcană, pe modelul dacă pui mâna te-am rupt cu bătaia. Ăsta e Michi. Și alții pe sistemul, dacă eu am burta asta la vedere, zise Oprișan. Nu cred că sunt eu aici. Și Vlăduț ce putea să ofere altceva decât ceva dulce, nu-i așa? Da. Dar, numărându-ne, e singurul... Până și puberul a dat. Nu. A dat bună ziua și un pui de răceală. Nu știu, frate, eu am din ce s-a întâmplat. Mulțumesc. E cea mai bună cafea. Uite, și Mirica. Ești foarte straight în realitate. Când apar la televizor, așa o tentă ușor. Ce dracu, mă? Vă strică sexualitatea televizorului. Da, vă urăz din nou și pentru anul acesta. Va fi o săptămână dificilă în viața bărbaților. Eu mi-am numărat femeile din viață. În afară de Elena și doamna Miruna, ata ne-a mai rămas. Deci, nu, ce zice, în afară de Miruna și doamna Elena, de când am schimbat asta? Mă rog. Adresarea. În afară de doamna Elena și Miruna... Și nu. Elena doamna, nu doamna Elena. Lasă că recuperezi eu. Da. Am un plan. Astăzi este 2, practic te-ai salvat. 8-ul picăr weekend. 8-ul picăr weekend. Nu sunt în localitate, credeți-mă pe cuvânt, mi-am pus program. Da? Da. Ia uite, de pe tine. Sub deviza e celebră, scoate-o Eleno de aici. Fiecare până pe 8 trebuie să-și aleagă baba. Eu am aceeași babă de ani de zile. Pe 8 e a mea. A ta când e? Când e baba ta? Păi ci că eu am acasă. Dar ci că noi avem moși. Așa ne-a certat doamna Elena de dimineață. Ce? Noi, păi ci că noi avem între 8 și 12 moși. Nu știu cum. 8 și 12 moși? Păi întâi 8 babele și 9, 12 sau nu știu cum. Noi suntem cu moși. Du-te mă de aici, pe cum? Așa ne-a certat de dimineață. Da? Ați plecat mă de aici cu babele. Ascultăm toate tradițiile din bloc. Le-am adunat, plus că e pe 22 cu 6, 8, nu dădea bine, nu, le-am împărțit, le-am scăzut, le-am... Dacă ar fi să ne luăm pe doamna Elena, ne-am lăsat și de băutură, dar uite că nu.